spuneți, vă rog, cum a venit această numire în condițiile în care, cu câteva săptămâni înainte, fusese numit o altă persoană în fruntea instituției? Da, ce pot să vă zic? Denumirea mea pe postul de manager pe perioada din interimară a fost gândită de mult timp. Am fost denumit la dispoziția domnului ministru pe o perioadă de 2 luni, perioada de la ianuarie până în februarie, pe 2 luni. Așa, pe post de interimar. Cum m-am hotărât? M-am hotărât într-o noapte. Într-o noapte m-am hotărât. Am zis că vreau să fac altceva. Am zis că vreau să la această instituție timp de 20 de ani am fost uitat de toată lumea, de toate instituțiile din județ, toate că aveam cea mai multă responsabilitate și aveam o responsabilitate foarte mare. Da, ați avut o discuție prealabil cu cineva? Vi s-a propus postul ăsta? În principiu nu am avut discuții cu nimeni. Așa, sunt membru PSD și mi s-a propus funcția, am acceptat-o, na, o perioadă interimară, va fi organizat concurs, o să mă hotărăsc, încă nu știu, nu sunt hotărât dacă voi participa la concurs, o să văd care e situația în instituție, dacă o să mă descurc, o să posibil să particip și la concurs. Dumneavoastră sunteți aici, lucrați de foarte mulți ani în serviciul județean de ambulanță și m-ați fost, alături de colegii dumneavoastră, acum sunteți factor de decizie. Ce-ați schimba? Da, ce-ați schimba? În primul rând vreau pe această instituție să fi văzut la nivel de județ ca și o instituție cum ar fi ISU, de exemplu. Cu multe activități, cu multe, mai multe activități din punct de vedere ce țin de partea medicală. De exemplu, am făcut cândva o colaborare cu pompierii, niște chestii foarte interesante, mergeam un accident, presupus accident cu trenul, unde participau cu pompierii și noi cu două, trei ambulanțe. Care îmi doresc pe viitor să am o comunicare foarte bună. Dar serviciul județean de ambulanță nu era inclus în programul lor, pentru că Dar ultimul timp nu prea s-a organizat, nu știu care a fost problema. Posibil că a fost problema pandemiei. Da. Și vreau să mai zic. Vreau, vis-a-vis de personal. Personalul este insuficient, dar au mai fost făcute angajări pe perioada asta de 6 luni, cu prelungirea pe perioada de 6 luni, cât țin de starea de urgență. Starea de alertă acum. De exemplu, avem o problemă chiar astăzi avem o problemă, zilele astea avem la Trușești, care sunt 4 persoane, 4 asistenți cu COVID, care sunt COVID pozitiv, că suntem nevoiți să trimitem asistenți de la Botoșani, ca să completăm subunitate. Da. Nu știu dacă se știe la nivel de județ că avem câteva subunități, Dărabani, Durocoi, Trușești și Flămânzi, la care sunt datate cu 2-3 ambulanțe, depinde ce tură și cât asistență și cât ambulanțier avem pe tură. Vreau foarte multe activități de data cu asistență, cu medicii, predarea unor lecții, unor cum se numesc? De prim ajutor, da. Eventual să mergeți în unitățile de învățământ, printre ele? Da, am făcut și muncă voluntară cumva. Am mers o persoană de la grădiniță înainte de pandemie, am mers cu manechinul, am făcut un asistent principal, am mers și am predat la copii, le-am explicat ce înseamnă resuscitare cardiopulmonară, un BLS,
Și la nivel de unitate avem o persoană care se ocupă, care este domnul doctor Cuteanu, chiar este, se ocupă cu asistenții noștri de partea pregătirii profesionale cu diferite, pe diferite teme, pe diferite cazuri. Na. Deci vreți o deschidere mai largă? Vreau mai deschidere. Vreau... În care instituția asta ani de zile a fost hermetizată. Cam așa. A fost o hermetizată, nu prea a fost o colaborare între partea medicală, partea managerială și medici angajați, asistenți în ambulanție. Ca și investiții, vedeți curte acum este. Da. Nu s-a făcut de 20 de ani, de 30 de ani, nu s-a făcut nimic. Dar știu că nu mereu a existat problema asta și niciodată nu s-a intervenit. Da, niciodată nu s-a intervenit cu fonduri. Noi aparținem de Ministerul Sănătății. Tot ce s-a făcut, s-a făcut cu fondurile, cu bugetul de la Ministerul Sănătății. Acum, de 20 de ani, terenul ăsta era nimănui. Chiar și clădirile, chiar și clădirea asta, singura clădire care era noastră, în restul terenului nu mai era nimănui. Anul ăsta totuși s-a reușit să se întaboleze terenul, așa, și sperăm, având terenul întablat, sperăm să putem încerca niște modernizări prin curte, cu asfaltarea curții, să facem o spălătorie pentru ambulanțe, pentru că se spală mașinile în afară, e frig, iar vreau o spălătorie dotată, să facem câteva garaje, renovarea garajelor cu acoperiș, cu așa, garajuri închise, să fie închis, cu ele de sandwich-uri, să le închidem și exterior și interior. Și, da, cam la investiții... Dar cât de mult vă afectează faptul că parcarea asta a rămas nereabilitată atâția ani? Foarte mult. Se pierde foarte mult. Pierdem din timpul unei solicitări. Da? În momentul când ambulanța pleacă și ai 10 gropi în curte sau ai o mizerie de zăpadă sau noroi, deci se micșorează... Se crește numărul răspunsurilor la solicitare. Deci plecăm de aici, dacă plecăm din curte și dacă mai ales ai 2-3 grupi, deja ai plecat în 2-3 minute. Se pierde timpul. Dacă ar fi pus un strat de asfalt, asta e altceva. Ai plecat, dar așa, este la intrare, este gaura aceea unde pierzi și acolo, mai pierzi 20-30 de secunde la... prin curte, de exemplu, timp de iarnă, nu este dezăpezit, n-am fost, nu știu, acum am să dezăpezit, dar până acum era călcam zăpadă în picioare. Și toate astea se duc la mărirea timpului de răspuns a unei solicitări. Dar s-a făcut vreun deviz, vreo estimare a sumei care e necesară pentru reabilitarea parcării, măcar pentru asfaltarea parcării? Nu s-a făcut nimic. Deci singurul ce s-a făcut partea de intabulare. Acum, nu știu ce vreau să pe viitor să văd, dacă pot să văd cum o să îi făcut și la alte unițe substații, dacă aș putea terenul și clădirile și tot ce ține de partea de terenul, partea de clădiri, să ne alepim cum este ISU alepit sau Spitalul Județean, cum este urgența, să fie alepit măcar la Consiliul Județean, dacă ar dori ei să tot cu ajutorul prin aprobări pe la minister, să ne alepim de partea ce ține de investiții, de tot asta, să nu poate susține și să există un cadru legal. Pentru a aloca fonduri. Pe viitor, de făcut și un proiect european, iar e o chestie foarte interesantă, care nu știu dacă ne-am permit-o noi cu partea noastră, care am putea să, dacă aș prinde un proiect european pe partea garajelor, pe partea clădirilor, pe partea curții, de făcut ceva, e și o chestie că avem mai multe întrebări pentru suntem alipiți de spital. E oncologii care vin la oncologie, au partea lor tot într-o pe acolo. Partea
la spital, vin tot pe partea, tot îndrăreau pe la ambulanță și de asta avem bariera pusă, care țin de ei cu partea de bază, acolo țin de ei cu dinții să mă elibereze când pleacă ambulanța, să fie traseul ăsta, să fie liber, că sunt mașini care intră și parchează și pleacă și o lasă și pleacă din spital și nu mai găsești. Atunci ești nevoit să-l cauți. Pleacă ambulanța, iar nu-i bine. Mi-am dorit o mai mare colaborare cu asistență, cu partea TESA, cu... Așa sunt eu de firea mea, mai să colaborez mai mult, că lumea vrea să... Așteaptă multe explicații și nu le-au primit timp de mulți ani în urmă. Da. Deci vreți să dărâmați bariera dintre conducere și colectiv? Nu că să dărâm. Care era înainte. Care era înainte, da. Da, e posibil. Dar acum eu sunt o persoană deschisă, colaborez cu personalul TESA și cu personal medical și cu personalul din curte. Da. Îmi spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră de când sunteți aici, medic, în activitatea dumneavoastră. Da. Mi-am făcut facultatea la Chișinău. Am făcut colegiul medical timp de 4 ani de zile. Am absolvit ca și asistent medical generalist. După aceea am plecat de la colegiul sanitar, pe vremea aia se numea, anii 90. Am plecat la facultate. Am făcut facultatea de medicină Nicolae Tistimițeanu din Chișinău. După aia am făcut rezidențiat în urgență. După aia am lucrat pe ambulanță în orașul Bălți, în municipiul Bălți, în 2001-2003. După aia am redobândit cetățenia de cetățean român, am echivalat studiile, am făcut rezidențiatul la Iași, la Sfântul Spiridon, la facultate, timp de 5 ani de zile ca și medic specialist în medicină de familie. După aia am fost trimis de către instituția, de către ambulanță și am făcut competență în atestat cu medicina prespitalicească. Timp de 6 luni care am competență în medicina prespitalicească. Mi-am făcut niște studii suplimentare, am făcut un atestat în management sanitar, tot la Iași. Ce să vă mai zic? Și v-ați angajat aici? Am angajat aici după ce am lucrat la Sulița, ca și medic, la unitate medico-socială în Sulița, timp de 7 ani, dintre care, da, ori 2 ani am fost și director la OMS, Sulița, care aparțineam de Consiliul Județean pe vremea aia. Da, și din 2011 sunt la 2010-2011 sunt la ambulanță, ca și medic. Mulțumesc!